Pe timpul zilei sunt Marinet, o fată obișnuită cu o viață obișnuită. Dar e ceva legat de mine ce încă nu știe nimeni, fiindcă am un secret. Miraculos, cel mai frumos, te va să fac când ai de greu. Miraculos, ce norocos, dragostea învinge mereu. Miraculos! Miraculos! Episodul 7. Lady Wi-Fi. Sunt foarte mulțumită de cum v-ați descurcat la temă. Unii v-ați întrecut pe voi înșivă și apreciez asta. Acum vă voi da următoarea temă. Marinette e încă la baie? Nu știu, doamnă. Diseară vreau să citiți capitolul 3 din Senzaționala Franța, primii 1000 de ani. Apoi să răspundeți la chestionarul ăsta. Ai grijă ca Marinette să primească și ea tema. Mm-hmm. Sunt Marinette, lăsați un mesaj. Bip! Marinette! Nu știu. Ați văzut-o cumva pe Marinette pe undeva? Mm-hmm. Chloe e buburuza? Bună, Marinette, sună-mă urgent, trebuie să vorbim. Nino, stai! Da? Vino cu mine, vreau să mă ajut cu ceva. Deci... Şt. Sunt Marinette, lăsați un mesaj, bip! Mă irită când dispare așa și nu sună înapoi. Unde-i fata asta? Te înțeleg, și Adrian face exact la fel. Dar și eu aș fi așa dacă domnul controlez tot ar fi taică-miu. Și încă o dată Buburuza și Motan Noir au salvat Parisul din ghearele altui răfă. Hei, cred că m-am prins cine e adevărata Buburuza. Chloe. Chloe, serios? E prea egoistă ca să-i pese de altcineva în afară de ea. Cu atât mai puțin să salveze lumea. Ești într-o ureche, Alia. Ba, nu sunt deloc. O să vezi. Am pierdut o jumătate de zi de școală și nu l-am văzut deloc pe Adrian. Oricine ar fi capul răutăților, ne cam calcă pe bătături. Dar tu nu ai bătături. Alia a venit și ți-a adus ghiozdanul acasă, oh, Marinette. Bună, mamă. Pare așa de aeriană zilele astea. Poate că ți-ar trebui puțină mișcare și aer proaspăt să-ți mai revii. Bună idee, mamă. Încep de mâine. Buburuza a salvat iar Parisul de la distrugere, dar cine va salva pe Marinette de tema ei? Ce e asta? Sună-mă, știu cine e adevărata Buburuza? Cum? Crezi că știe? Mă îndoiesc, Alia trage întotdeauna concluzii pripite fără să aibă dovezi. Și dacă știe? Stai calmă, Tiki, mă descurc eu. Of, n-am semnal. Scuze, domnițe, suntem de la telefoane, nu-i semnal în tot cartierul, mai durează o oră. Haide, Marinette, încerci mai târziu, hai jos să-ți termin temele. Bună! Salut! Arăți grozav! Oh, nu, nu tu! Hei, mai e o lună până la Halloween, să știi! Cred că ești dusă cu Pluta. Dacă ea e Buburuza, eu sunt vrăjitorul din Oz. Îți spun, ea e Buburuza! Poți să o dovedești? Ceasul. Școala începe în... Acum o oră? Hai, nu încurca replicile. Buburuza, uite-o acolo. Ce-i cu gluma asta penibilă? Am vrut să zic, tu ai văzut-o pe Buburuza ieri? Așa e că e uimitoare? Mă întreb cine e de fapt. Dorm pe tine, DJ Nino? E clar că nu ți-ai făcut semnul de frumusețe.
tău! Minte! Nu m-am uitat! Hei! Dă-le înapoi! Cine-i mincinoasă acum? E vinovată de încălcarea intimității! Am dovada! Poftim? Serios, am făcut doar o banală poză, atât! Scuze, Chloe, dar în regulamentul școlar nu-i prevăzută încălcarea intimității! Atunci, intrare prin infracție! Nu i-am spart dulapul, era deschis! Și nu s-a furat nimic, să înțeleg? Doar sufletul meu! Dulapul e grădina mea secretă! Cine intră neinvitat îmi violează ființa interioară și îmi fură energia vitală! Da, ești pedepsită o oră, Alia. Oare n-aud eu bine? I-ați dat numai o oră de detenție unei asemenea criminale atroce? Sabrina! Regulamentul școlar prevede clar că orice student vinovat de furt va fi suspendat o săptămână. Da, dar ea n-a furat nimic. Nu știu dacă tata va fi de acord cu dumneavoastră. Păi, Chloe, să nu-l deranjăm pe tatăl tău, adică pe stimatul primar, cu o situație banală ca aceasta. Adică vreau să zic că ești suspendată pentru o săptămână, Alia. Poftim? E așa nedrept! Voi protesta pe tema asta pe blogul școlii. Începând de acum și blogul școlii e suspendat. Nu-i un super erou! E o super ciudată! Viața la școală. Ce experiment delicios. Un vas Petri în care se cultivă secrete, minciuni și trădări. Un acvariu înfloritor pentru demonii mei acum. Zboară, micul meu, acum și posedo. Am întârziat rău de tot. Sunt Marinette, lăsați un mesaj. Pip! Fată Wi-Fi, umblă vorba că vrei să o demaști pe Buburuză. Vreau să te ajut dacă mă ajuți și tu. Îi voi demasca pe toți cei care ascund adevărul. Te voi ajuta. Unde este? A fost suspendată. Cum? Marinette, dacă tot întârzi, o poți face în liniște? Scuze. Ce s-a întâmplat? Pe scurt, a fost acuzată că a spart dulapul lui Chloe, adică dulapul Buburuzei. Cum? Gata, Marinette, du-te în biroul directorului. Despre ce vorbești? Despre ce ai auzit? Alia zice că Chloe e Buburuza. Eu cred că aberează. Domnule Damoclus? Domnule? Sunt fata Wi-Fi, revelatoarea adevărului. Prima noastră știre, directorul vostru ar dori să împărtășească ceva cu dumneavoastră. Deci, domnule Damoclus, e adevărat că azi ați suspendat pe nedrept o studentă pe nume Alia? Da, așa e. Și că ați fost influențat nedrept, complet injust? Da, am fost. Oh, nu, Alia! Tiki, e timpul să mă transform. Va trebui să te lupți cu cea mai bună prietenă. Nu, va trebui să-mi salvez cea mai bună prietenă. Tiki, transformarea! Da! Următorul meu reportaj vă va prezenta fata care se ascunde în spatele măștii Buburuzei. Stați conectați! Copii, pentru siguranța voastră, duceți-vă acasă, acum! Și nu uitați să citiți capitolele 4 și 5! Mm.
Dacă Chloe chiar e buburuza, cum a zis Alia, atunci fata Wi-Fi se va duce la ea acasă. Și mai înseamnă că ești îndrăgostit de Chloe. Flag, scoate ghearele! Poftim? Nu se poate. Știi ce pățesc pisicile curioase? Oh, buburuzo, dar... Serios, doar n-ai crezut că ea e adevărata buburuză? Da, normal că nu. Și în plus, cine ar crede că fata aia e chiar buburuza? E clar că e doar o fană înrăită. O copie și atât. Așa-i. Alo? Salutare, buburuzo! Avem Wi-Fi! Mai, deci bănuiala mea a fost îndreptățită. Cu toții credeți că fata din spatele costumului buburuzei este un îngeraș? Eu n-aș fi așa sigură. Adevărata buburuză e Chloe Bourgeois. Ia uitați! Voi cine sunteți? Dar credeam că tu ești buburuza! Scuze că-ți distrug reportajul. Data viitoare verifică-ți ipotezele. O să-ți pară rău! Alia? Alia a fost deconectată. Eu sunt fata Wi-Fi. Ultima știre! Buburuzo, să vedem cine ești de fapt. Vino cu mine! Deci care e planul? Își ia puterea din telefonul ei, așa că hai la subsol unde n-are semnal. N-are semnal, n-are putere. Bravo, domnița mea! Trebuie să mergem mai jos! Acum te-am prins, buburuzo! Fii pe fază. Și ce faci tu că nu ești buburuza? Nu vezi că acum avem treburi mai serioase? A intrat înapoi în hotel. A închis toate ușile. Hei, îți dai seama că în viața de zi cu zi poate chiar ne cunoaștem? Mă îndoiesc. Oh, e închisă. Pe asta a lăsat-o deschisă. Fi gata de o ambuscadă la 3. 1, 2, 3. S-a zis cu ambuscada. Vino încoa. Unde se ascunde? Și ce cu toate telefoanele astea? Râură, tu scără murică! Mă gândeam eu că pe mine te vrea! N-ai cum să mă prind! Ba da, pot! Nu! Rezistă, vin și eu, buburuzo! Desigur, liftul de serviciu! Cine e buburuza? E o super eroină sau super ciudată? Cum putem să avem încredere în ea când nu știm cine e de fapt? Avem dreptul să știm! De ce nu iese masca? Pentru că e magică? Ți-a expirat creditul, fată Wi-Fi? Oh, ce romantic! Pisoiul a venit să-și salveze gândecelul. Nu-s gândecelul lui. Discutăm altă dată pe tema asta.
Inelul meu! Ce frig e aici? Unde este? Am nevoie de ajutor! Mai, mai, ce mă fac eu cu voi doi? Vă o să-și folosească talismanul. Va trebui să se transforme la loc și identitatea ei va fi clară. Iar miraculosul ei va fi al meu. Dacă nu-l scoți repede de acolo, pisicuța ta nu va mai toarce. Succes cu înghețata ta pisicească! Eu mai am alte reportaje de făcut. Huh? Fiți atenți cu toții! Vă prezint reportajul anului pe care l-ați tot așteptat! Te scot imediat, Motan Noir! Nu te grăbi! Nu clipiți, fiindcă Buburuza urmează să-și demaște de una singură identitatea! Talisman norocos! Sper să fie o cutie norocoasă! Desigur, microundele! Aici erai! Aici erai! Haide, chestii cu microunde blochează semnalul! Ești bine, Motan Noir? Ți-ai folosit talismanul? Nu mai avem mult timp. Exact! Sparge ușa bucătăriei! Nu putem, cuptorul s-a ars. Uite cum facem, ascultă-mă. Aha. Ce mai pune la cale? Să nu-mi lași miraculosul să scape! Bine! Mă duc să blochez antena Wi-Fi. Succes! Aici erai! Iar afelinei! Bună idee, pisicuțo! Dar nu te las să mă deconectezi așa ușor! Grăbește-te, Motan Noir! No! No! Am pierdut semnalul! Dă-mi telefonul ăla! S-a zis cu răutățile tale, micule, acum? Să te deposedăm! Te-am prins! Pa, pa, micule fluturaș! Buburuza miraculoasă! Ce? Bate! Buburuza! Pau și Motan Noir! Pot să vă iau repede un interviu? Stai să-mi iau telefonul! Trebuie să pleci! Mai e doar un minut! Oh, nu! Unde au plecat? Rămâi! Nu voi spune nimănui cine ești. Pe cuvânt de pisica. Nimeni nu trebuie să ne afle identitatea. Nici măcar noi. Am fost la un pas. Hmm.
cine e iubirea vieții tale cu adevărat. Ce-a fost în capul tău? Tocmai asta e, Plec. N-a fost nimic în capul meu. Mi-am urmat inima. Într-o bună zi te voi demasca, Buburuzo. Și atunci nu vei avea de ales și îmi vei da prețiosul tău miraculos. Vorbești serios? Îi vei spune? Asta îți dictează inima? Uneori inima îți spune ceva, dar un supererou adevărat ascultă mereu ce îi spune capul. Înțeleg? Vrei să-mi vezi noul smartphone? Îmi face de râs vechiul telefon. Uite ce poze face! Ce e cu toate pozele astea cu Adrian? Păi, cu o mască și un costum? Nu crezi că seamănă puțin cu Motan Noir? Tu chiar vorbești serios? E de 1000 de ori mai frumos decât Motan Noir. Hei, să știi că mie mi se pare atractiv Motan Noir. Oricum, nu-i mai face pozele lui Adrian. Ei, doar dacă mi le dai mie după. Dă-l înapoi! No. Oh, hai de marinet! Dacă-l scap cumva, toată lumea știe cât ești de neîndemânatică!